un bărbat de 41 de ani din Bocșa a fost reținut de polițiști pentru că a distrus cu un lanț geamurile unui magazin din oraș. Acesta a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al inspectoratului, cercetările fiind continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.